Salutare și bine v-am găsit la un nou video de Brawl Stars. Astăzi cred că o să deschidem Megapig-ul. Asta facem acum, deschidem porcușorul ăla. Faza este că am apăsat din greșeală și nu mai puteți vedea Megapig-ul, dar este plin. Am intrat și într-un club. A trebuit să-mi fac clubul meu. Scrieți în comentarii dacă a trebuit să fac clubul meu și să invit abonați. Să vedem ce ne pică. Toți scrieți în comentarii ceva legendar. Să vedem, prima este rară. Așa. Următoarea ce este? Super rară. Ok, Megapig-ule, dăm ceva bun. Ok, ia rară, super rară. Ia rară, super rară. Auzi, acum nu știu ce poate să spice din Megapig, sincer să fiu. Epică! Oh, 500 din astea sunt foarte bune, mă ajută foarte mult. Ia să vedem. Mai dăm aici una. E bună asta cu faza cu Megapig-ul, că spic o grămadă de steluțe din astea. Și poate nu se spice chiar o legendară. Rară, rară, dau așa mai încet. Așa. 25. Mă, sincer să fiu, mie mi este foarte, foarte dor de boxuri, de cutiuțe. Chiar dacă stele sunt asemănătoare ca și cutiuțele, îmi plăceau cutiuțele, îmi plăcea că puteți să-i adun câte vrei. Epică, bun. Opa, asta îmi place, când mai mă joc cu Amber o să folosesc ăsta. Să vedem ce urmează. Bani, sunt bun și banii, sunt foarte bun, super rară. Super rară, haide. Un spray. Spray de la Rosa? Ce? E fain. Rar, asta, super rar, bun. Ce zici din ăștia? Din ăștia am destul de mulți. Așa. Uite, a devenit Saturnian 2. Super rară. Mă, dar multe are Megapig-ul ăsta. Am noroc că Megapig-ul este plin. Și o epică. Oare ce ne pică din epică? Având, o 500 din ăstea. Având în vedere că avem toți brawlerii, la noi nu este posibil să ne pice brawler. Încă o epică. Încă 500 din ăstea. Mă, dar câte avem? Și trofii Azenda, să vedem ce câștigă. Bine, n-am jucat foarte mult încât să fie foarte mult. Oricum, chestii din astea, nu știu cum zic, am bănuții ăștia. Ca ți-e de la Trophy League. Uitați, am 27.000, o grămadă. Trebuie să-i cumpărăm bling-uri, cum se zice. Și dacă dau aici la club, vedeți, Megapig-ul va fi peste 38 de zile, dar era efectiv plin. Cred că ar trebui să fac un club cu abonații. Să vedem ce putem să facem astăzi în video de astăzi. Hai să vedem, primul să iau asta, special offer-ul ăsta de aici, că este gratuit. Players Icon Tour. Deci, efectiv, nu am ce să cumpăr. Am 1000 din astea. Nu, am 2000, fiți atenți, scrie aici, am 2778 din astea la dublu. Și dacă dăm aici la Brawl Pass, acuș terminăm Brawl Pass-ul. În episodul de mâine o să ne filmăm cum o să jucăm și noi la Ranked. Da, o să jucăm la Ranked, pentru că n-am jucat data trecută. Bine, am jucat singur, n-am jucat filmat și era bine dacă jucam. Pentru că am ajuns până la Diamond 2, ceea ce e super, super tare. Vedem ce avem aici. Trophy Escape. Astăzi o să jucăm așa cu diferiți brawleri. Să vedem cu cine să jucăm. Sincer să fiu, dintre toți brawlerii, mi s-o cam pus pata pe Melody. Încă îmi place să joc cu ea. Așa. Și după cum vedeți, avem cam brawlerii cam maxați. Pe toți. Uite, ăsta nu l-am maxat. Aș putea să-l maxez. Chiar aș putea să maxam 43.000 din astea. Dar nu știu de ce nu le maxez. De ăsta maxat trebuie mai câțiva așa maxați. Uite, ăsta trebuie maxat. Lu. Nu știu de ce nu-l maxez. Faza este că am 89.000 de bani, dar nici ăștia nu mă ajung bani dacă ar fi să cumpăr Hypercharge-ul. Hypercharge-ul ăsta, nu am bani să cumpăr pentru toți, dar aveam și eu la vreo 3. Bun, jucăm ăsta, Trophy Escape, să vedem cum ne surcăm. Și dați și voi un like forță dacă vă place Brawl Stars-ul și vreți să punem episoade de Brawl Stars mai dese. Mai mult mă interesează chesturile, cum facem puternic decât să iau roboții. Roboții pot să iau și după. Așa. Ok. Hai că mă duc aici. Ce faci, măi? Ce faci? Aha. Ok. Mersi, am și ultima ta, ceea ce îmi bucură foarte mult. E mai bine să lovești tu chesturile, pentru că după aceea îți dă chestiile astea de melodie și te ajută foarte, foarte mult. Ia uite și tu. Aha. Da, da. Am înțeles. Cum este treaba? Ia uite și tu pe asta. Ce faci, măi? Bun. Mă lua pe ăsta. Ia uite, știu, nicio șansă n-are. Na, ce faci? Ia ce faci? Băi, am bătut pe toți? Nici măcar n-a trebuit să mă teleportez? Nu știu, pentru mine Melody este un rol foarte fain de jucat. O să jucăm câteva meciuri cu ea și cu alții, te sigur. Nu cred că am un schimb la ea, nu? Oh, epică! Bine, mă! Un spray cu Squeak. Cu Squeak chiar îmi place să mă joc. Cu Melody nu am. Asta aș putea să o cumpăr și este destul de ieftină.
Hai să alegem alt brawler. Bă, cu ăștia îmi place să mă joc foarte mult, cu Lori și Lori, cum îi cheamă. Knockout. Destul de bună planșa asta pentru mine. Trebuie să trebuie să am grijă la Edgar. Mergem în partea asta, desigur. Așa. Bine, puteți să am grijă la toți. Uite-și pe ăsta unde s-a dus. Uite-și tu. Oh, nu, m-a prins, gata. Ai, ce mi-a făcut-o? A fost vina mea, nu știu, m-am zăpăcit acolo. Da, câștigăm. De unde să câștigăm? Practic n-ar trebui trenul ăsta să poți fac. Gata, ai terminat. Mai de una. Bun, hai că mă duc în partea cealaltă, că văd că trenul vine în partea aia și nu m-am bine cu trenul. Mă duc aici. Ia să vedem. Bine, asta n-am nicio treabă cu pistolarul cu Colt. Așa, gata. Ce mai fac eu acum? Ce faci? Ia uite și tu. Bă, mai jucăm o dată, că a fost parcă prea simplu. Mi-mi plac astea de Bounty sau de High sau de Knockout sau așa, când țin mai mult. Ce-a fost aia? 30 secunde? Ok, trebuie să avem gel la Meg. Că e mare și trebuie să dai mult. Bun. Mergem aici. Ok. Sunt partea aia. Ah, Coletule. Ce ai făcut, mă, Colet? Ai de mine. Trebuie să am grijă. Oh, când mi-a luat din viață. Stăm aici, ne facem viața, n-am nicio treabă și după aceea dăm. Are range-ul mare, Meg. Dar nu contează. Ah, gata, sunteți terminați. Sunteți terminați. Megule, ce faci? Nu vreau să folosesc ultima ta. Ce faci, mă? Bun. O să mergem partea stângă acum și o să folosim ultima ta. Ia să vedem. Ok, folosim ultima ta. Perfect. Oh, gata, ești terminată. Gata, mă, ce faci, măi? Ia uite, bă, ce ușor a fost. Na, asta n-are nicio mică șansă câștige. Ia uite, știu, gata. Nicio mică șansă. Gata, ești. Bă, prea ușor a fost. Alegem Art Brawler. Ce gât damage am dat. 1-0, 21.000. Ba, destul de bine. Mi-mi place cu pisica să mă joc foarte mult. Bine, îmi place să mă joc mulți brawler. Să vedem ce am putea să jucăm un Brawl Ball, dar cu cine? Ce aș putea să joc Brawl Ball? Ce brawler? Maimuța? Nu, trebuie ceva care are range ceva. Ok, dai, numai și ăsta joacă bine. E ceva care se mișcă și repede. Poco? Poco e destul de bun. Nu prea are damage lui care trebuie. Asta cu Hyper Charge bine. Îmi place ceva cu range ca să jucăm. Frank. Mișcă cam încet, dar dă. Bun, hai să jucăm basketball. Ah, l-au pe Poco, pe Dynamite. Ai de mine, contra mea. Ia să vedem. Bă, ce fain e skin-ul ăsta. Cred că e la din Brawl Pass. Hai că mă duc în partea asta. Ok, mă duc aici. Hai că de le dau una, două. Așa, dă-i, dă-i, dă-i. Ia uite ce fain. Eu vin ca tank în față. După aceea ei dau gol. Cred că o să mă duc. Mie nu prea-mi plac zidurile astea. Ia uite și tu. Ce ați făcut, mă? Ce ați făcut? Ia uite și tu. No, las mine să dau gol, bă. Las mine, Max. Nu trebuie să mai dăm un gol. Cred că să-l dau eu. Faza este că... el a dat golul, dar... ia uite și tu. Ia uite, numai uitați-vă. Na, hai. Ce vorbești, mă? Prea ușor, prea ușor. Asta e faza când ești un tank cu 15.000 viață. Ce poți să-ți facă? Bun. De brawlerii mei favoriți se află foarte mult pisica asta. Deci, pur și simplu, după cum vedeți, cred că am și Edgar are cea mai mult, dar și pisica asta are destul de mult. Ah, i-o luat pentru că s-a terminat sezonul. Ok, în ăsta cred că vreau să joc cu altcineva. În Gem Grab-ul ăla cred că o să joc cu Leon. Ce skin avem la Leon? Că avem destul de multe skin-uri la Leon. Așa vedem, Lupu. Ăsta îmi place. De fapt și ăsta îmi place, nici nu știu care să-l aleg. Hai că alegem pe ăsta, că e foarte fain. Bun. Jucăm un Gem Grab, jucăm un basketball. Zic că avem echipă foarte bună, foarte echilibrată. Nani ăla e destul de enervant. Hai să vedem ce putem să facem. De obicei când joc cu Leon, joc așa mai safe. Și hai de mine. Joc de joc așa mai safe, mă refer mai safe când am gemurile și la un moment dat mă duc să asasinez cu ultimata, dacă fac și un hypercharge super bine. Hai că mă duc să îi împing așa puțin. Așa, ia du-te tu. Da, totul foarte bine. Oh my god.
Da, da. Ia vină tu încoace. O, nu. Nu mai am viață. Stau aici. Aș putea să mă duc să asasinez prin spate. Au două gemuri. Stai că stau aici. Asta e bună. Bună. Bun, luați-vă gemurile și câștigăm, hai. Hai că am fără și bine, să-mi luăm un gem. Îl iau eu, hai că îl iau eu. Mă descurc, îmi asum eu, hai. Bun. Îl bat eu pe ăsta. Oh, nu. Ce ne face? Bă, stai acolo, că îmi vin cu hypercharge-ul. Stai, câștigăm. Hai că mă duc în ăsta. Na, ce faci? Bun, mă fac invizibil. Oh, bă, n-a fost și hypercharge. Ce-a fost? Bă, am apăsat pe hypercharge, dar nu știu, n-a apăsat bine. Nu contează, că jucăm acum. Na, mă, vreți hypercharge? Gata, mă, hai. Bă, mergi destul de greu. Trebuie să recunosc, dar distractiv, foc. Mi-am mâncat și hypercharge-ul pe nimic. Uite, mă, câte gemuri, că dacă nu ne grăbim, o să facă și o grămadă de gemuri. Ok, acum e perfect. Gata, mă duc și-l bat pe ăsta, mă enervează la culme. Ce faci, măi? Mă enervezi, nu mai știu de tine. Gata, hai că am reușit. Așa, gata. Super tare. Bă, meci frumos, meci distractiv. Mi-a plăcut mult meciul ăsta. Cred că m-a ajutat și hypercharge-ul, chiar dacă l-am folosit de două ori. Mi-a plăcut foarte mult. Acum sunt mult brawler fain. O să joc cu ăsta, cu Bull, cred. Vedem ce skin, cred că ăsta e cel mai fain skin al lui pe care l-am. Sau ăsta să-l iau, sau ăsta. Terminator-ul sau ăsta. Hai că luăm pe ăsta, mi se pare mai interesant. Bun, și o să mergem să jucăm un basketball. Brawl ball, de fapt. E fotbal, cum ar veni. Celălalt e basketball. Bull mi se pare foarte bun aici, în planșa asta. Cel puțin îmi place mie să joc cu ea. Acum depinde și care e contrata, cu cine joci. Dar e destul de bine și pe stilul meu. L-avem și pe Crow și pe ciupercuță, merge treaba. Hai să mă ducem. Mă duc aici și stau, n-am ce treabă. Eu stau și mă duc aici. Gata. Oh, nu contează. Așa. De câștigă în faza este că când joci cu Bull și în momentul când ai ultimata și te duci în ei, nu mai au ce să facă. Stai să vedeți. Ia să vă arăt acum. Bă, ce bă, unor când merge, știi cum îi rup? Ai de mine, ce varză. Dar totuși îmi place. Te mă duc pe aici. A, dar nu zetule tu fișuri. Că să uitea la mine. Na, mă. Ce faci, mă? Na, uite, despre asta zic, na. Ia, uite, stă Bull aici, aș revine. De la Bull. Oh, nu. Hai că a fost tare. Bravo, mă. Haide, mă. Hai că a fost super tare. Bă, eu am dat mai mult damage, dar... Na. Așa. Super tare. Mi-a plăcut la nebunie. A fost distractiv. Hai, jucăm un heist. Aici, în planșa asta, e foarte bun trenul și cu ocazia asta o să-l și evoluez, upgradez, așa. Ce putem să cumpărăm de aici? O să cumpărăm asta. E foarte bună. Și nu mai știu ce, să vedem aici cum stăm. Chestia asta, Chogne Super can go through walls, nu? Nu-mi place. Și chestia asta, increase the maximum amount of pause by 1, asta e foarte bună. Dash into enemies with the super will steal their ammo. Asta e bună. Nu știu ce să folosim, abar n-am. Nu știu să folosesc, nu o cumpăr. Bun. N-are hypercharge băiatul. Skin-uri. Am? Bravo, mă, îl folosim pe ăsta. Bun. Hai să jucăm un heist. La heist aici e foarte bun. Da, efectiv nu bun, foarte bun. Să joci cu trenul, cu Chuck, deoarece e pe treaba lui. Bă, și ăsta are trenul. Ah, știam eu. Știam că mai pune cineva că e prea bun trenul aici. Ok, deci pui una aici. Așa. Așa, și mai trebuie să pun una la ei. Așa. Bă, lasă-mă în pace, mă, lasă-ți vezi treaba ta. Așa.
Și mai punem una aici. Și gata, este. Și începem distracția. Na, și începem distracția. Bă, ce faci, măi? Aha. Bă, ce întâmplat? Pe ce am... Bă, m-o prins ăla, stai puțin. Deci asta mi se pare cel mai bun brawler de jucat aici. N-am pus eu aia bine. Eu trebuia să dau cu 3 tren în ea. Da, trebuia să dau... Faza este că trebuia să dau cu 3 în ea. N-am pus destul de bine. Deci ultima ancoră n-am pus-o bine. Praza e că trebuie să nu mergi cu 3, doar cum câștigăm. Aha, na, ce faci? Da, da, da. Da, da, da. Am pus el mai bine decât mi-am pus-o eu, dar nu contează, deja am câștigat. Dacă o puneam și dădeam cu 3 în ea, câștigam. Așa. Și acum dacă... Gata, am și câștigat. Na, nu le-am pus bine, dar ideea este că dacă le pui bine, câștigi. Damage destul de bun, 40.000 damage. L-a făcut pe la star player, dar de fiți atenți. L-a făcut pe albinuță, pe muscă, pe țânțar, pe ce este star player. Dar eu am dat mai mult damage și am omorât mai mulți. Nu știu, poate a dat mai mult damage el la... Dar nu cred. Bun, super tare. Și acum o să vreau să jucăm și un solo showdown, intrăm la fine. Ia să vedem, o să joc cu brawlerii mei favoriți. Nu ăsta, ăsta. Deci îmi place la nebunie să joc cu el. Să vedem ce skin-uri avem. Că avem și noi câteva. A, asta îmi place. Am înțeles. O să-i dai drumul. Faza e cu brawlerul ăsta, cu motanul, cu pisica, cum vrem să zicem. Trebuie să la început să nu te bați cu nimeni dacă poți, decât dacă întâlnești pe cineva slab. Oh, nu. Lasă-mă în pace. Ai de mine. Am început rău. Început rău de tot. Am început rău de tot, așa că plec de aici. Caut două chesturi deodată. Sper să nu fie nimeni pe aici. Cu câte multe chesturi, cu atât ești mai puternic, dar la pisica asta chiar cu star power-ul ăla, chiar ești foarte puternic dacă e chesturi multe. Deja o ducem bine, deja mă simt puternic, dar mai trebuie chesturi. Așa, deja dăm tare. Cât dăm? 3000, cât dăm la o singură gheară? Uite, știu, 3500. N-ar vrea să mă bag cu Shelly momentan, dar îl batem după. MZ, mă bag cu ea. Gata, perfect, mi-a dat aici câteva chesturi bune. Ne faci ultimata, îl batem pe ăsta. Bun, am sărit mai mult, dar nu contează. Și acum o ducem foarte bine, mai sunt doar 3. Fiți atenți, am asta de invizibilitate. Când se face ultimata, îl pe ăla îl batem acum. Gata-i. Ok, și acum ăsta n-ai nicio șansă. Nicio șansă, gata. Deci un brawl foarte fain, dar trebuie să joci așa mai precaut la început, că după aceea nu te mai bate nimeni. Super tare! Mi-a plăcut mult episodul ăsta de Brawl Stars, chiar destul de mult. Iar mâine noi o să jucăm și noi la rank. O să jucăm aici, suntem bronz, și o să jucăm cât de mult se poate. O să jucăm câteva, poate reușim să ajungem chiar la diamond. Dacă mai este episodul de Brawl Stars chiar mâine, postau încă unul, dați aici un like forță și ne vedem data viitoare. Pa, pa!